Bună seara, bine v-am regăsit la Actualitatea. Au ajuns așa de ieftini, de săraci în idei și de previzibili politicienii de la putere. Dacă tot e ziua Unirii Principatelor, s-au gândit ei să o tragă la tema lor, forțat, ca un școlar de clasa a doua, căruia îi se dă să facă propoziții cu un anume cuvânt sau expresie. Să trecem prin aceste vremuri complicate, dând mână cu mână. Să continuăm proiectul Școlii pentru Toți, început de CUZA, cu pachetul România Educată de astăzi. Unitate, stabilitate, toată paleta de vorbe goale bune să umple timpul de discursuri, care te miri la cine ori mai prinde. Asta când lumea vrea răspunsuri la întrebări concrete, cum reduceți, de pildă, decalajele de dezvoltare între București și Vaslui, sau când legați Moldova de restul țării prin autostradă, sau cum e cu spitalele alea regionale, sau cu orice spital, că nu se face niciunul, sau cum să nu mai pompăm milioane de euro în sinecuri la stat și sporuri cu nemiluita, pe care o să vi le arătăm de altfel astăseară, un pic mai târziu. Sau să ne vorbească politicienii despre cum pot fi evitate tragedii ca cea de la Mina Jilț sau cea din Parcul Lacul Morii din București. Despre cazul femeii ucise de haitele de câini o să vorbim noi în prima parte a emisiunii. O să vedeți cine ce rol are în toată povestea asta. De bine ce toți încearcă să placeze vina într-o singură direcție, doar că lucrurile sunt mult mai nuanțate de atât. Tocmai ca să nu mergem după fenta unora sau altora cu agenda lor, fie că sunt politicieni, fie că sunt funcționari la primărie, fie că sunt iubitori de animale, toți ne trimit într-o direcție anume, de asta sucim noi problema pe toate fețele. Și facem asta cu ajutorul invitaților de la această oră, jurnalista Oana Stănciulescu, bună seara! Bună seara! Octavian Berceanu, fost președinte al Gărzii Naționale de Mediu, comisar general, bună seara! Bună seara. Silviu Sergiu, Newsweek România, bună seara. Bună seara. Și ne însoțește în legătură directă și Alina Florescu, Coaliția ONG-urilor pentru Protecția Animalelor. Bună seara, bună seara. Ne-am reîntâlnit și aseară, bine ați revenit. Moartea asta înfiorătoare a Anei Oroș a devenit în secunda 2 cadrul unui război politic în care, ziceam, politicieni, ONG-iști, publicul de pe rețelele sociale s-au încăierat instantaneu mai ceva ca haitele de lângă Lacul Morii. Doar că avem de-a face cu un fel de crimă cu mai mulți coautori instituționali și îi vom lua pe rând, că poate stabilind vinovățiile punctual și nu cum ne vine la gură, cum ne e mai ușor, ne dăm seama și ce trebuie făcut ca astfel de tragedii să nu se mai repete. Încep cu dumneavoastră, domnule Berceanu, pentru că vreau să lămurim o chestiune care se discută foarte intens în ultimele ore. Vezi, doamne, câinii ei ar fi ai cuiva, mulți dintre ei câini de luptă, care doar scapă pe terenurile astea, dar sunt în responsabilitatea unor persoane. Hai să lămurim asta. Ce e de fapt acolo, pe aceste terenuri virane despre care noi vorbim, pe maidanele astea? Grosul e dat de două haite destul de mari de câini care nu aparțin nimănui. Asta l-am văzut de mai multe ori când am fost în teren. Pe de altă parte, lângă haitele astea, vin și pleacă alți câini din proximitate, din zona Chiajna, pentru că nu poți să ai o delimitare clară, e acces liber. Pe lângă acești câini care sunt maidanezi, comunitari, avem oameni mai certați cu legea care vin cu niște câini și antrenează niște câini de luptă în proximitatea locul unde s-a întâmplat tragedia. Din start avem un conflict între niște haite de câini și niște câini aduși pentru bătaie. Mai este și câini care stau la în vecinătate, în locuințele din perimetrul respectiv și care sunt slobozi. Intră, ies în curți, unii dintre ei periculoși, sunt câini de luptă. Toate astea plus o câini de luptă, atenție, pe care oricum n-ai avea voie să-i deții, din câte înțeleg, nu? Adică... Da, am văzut filmări cu câini care de luptă, care ies de acolo, se plimbă pe coclauri și se întorc, probabil. Toate astea, plus o delicvență, plus un cadru violent, plus lipsa de intervenție vreodată a autorităților, ne-au dus ca astfel de evenimente să devină repetitive și toți putem deveni o victimă. E o zonă de promenadă, o zonă unde se alargă, o zonă unde îți plimbi copilul dacă vrei să ieși într-un spațiu verde, plus deșeuri, plus fel de lucruri care arde ilegale de deșeuri. Lucruri care n-ar trebui să se întâmple într-un sector în municipiul București. E un sector în municipiul București, dar e în același timp cumva la marginea, granița cu Chiajna,
cu județul Ilfov, genul ăla de spațiu pe care am impresia nu și-l asumă nimeni, Silviu. Exact. Da, am petrecut destul de mult timp în zona aceea, acum câțiva ani, când obișnuiam și eu să alerg înainte de a fi, mă rog, reorganizată zona, regândită, de către primarul sectorului 6. Nu am mai fost de mult. Mărturisesc că niciodată nu am avut curaj să fac ce a făcut Ana Oroș, din păcate, să cobor de pe malul lacului Mori și să mă duc pe câmpul ăla viran către Chiajna, pentru că e o prerie acolo, adică e vestul sălbatic și, într-adevăr, animalele se pot vedea de la distanță. Dacă stai sus acolo, vezi haitele de câini. Elina zice că e vorba de curaj. Ana era traseul ei, pe traseu, da. Venea de la copil și se ducea pe acea stradă, drumul la Roșu, care ducea spre locul. Eu n-am înțeles, de pildă, de ce în momentul în care s-a decis repararea sau recondiționarea acelui loc, nu știu care e termenul tehnic, și s-a mizat, practic, pe atragerea unui număr mai mare de joggeri sau oameni care se plimbă sau copii care vor să se joace pe insula acolo. Deci în momentul în care s-a făcut lucrul acesta, nu s-a insistat foarte mult și pe rezolvarea acelei probleme. Pentru că au mai fost incidente. Ana Oroș a fost implicată într-un astfel de incident și a ajuns la spital. Se știa că e o zonă cu un potențial de risc extrem de mare și, până la urmă, cineva trebuia să inițieze dezbaterea publică și să facă presiuni publice, astfel încât acea zonă să fie, mă rog, în atenție ecarisajului, până la urmă. Adică oameni specializați care să vină să ridice câinii fără stăpân acolo, să dea amenzi celor care își lasă animalele libere și așa mai departe. E, și aici ajungem la întrebarea asta. Cine? Dar cine să facă asta? Pentru că, din ce înțelegem, centralizând toate informațiile, în București sunt 10 instituții implicate într-un fel sau altul în gestionarea câinilor. ASPA prinde câinii de pe domeniul public. Cele 7 poliții locale, deci sectoarele plus București, sancționează deținătorii de câini care nu sterilizează și nu microcipează animalele, iar ANSVSA, deci Agenția pentru Siguranță Veterinară și Alimentară, verifică dacă animalele sunt sterilizate și microcipate, la fel și Poliția Națională, care are atribuții în acest domeniu. E, în toată povestea asta, cine cu cine și cum ar fi trebuit să se coordoneze, Oana, astfel încât să nu ajungem la o situație, la repetarea unei situații ca asta, de fapt? Păi, în primul rând trebuie să spunem că în București nu mai este o problemă dramatică, problema câinilor, așa cum era în urmă cu, nu știu, 10 ani, 15 ani, poți să mergi în București liniștit fără să te întâlnești cu un câine, în ce sector vrei, 1, 2, 3, 4, nu găsești, eu în sectorul mai 3... Mai puțin în câteva zone mai ca asta. Mai puțin în câteva zone. Deci, dintr-o dată, avem mai puține zone cu probleme. Adică știi unde să te uiți. Știi unde să te uiți dacă ai atâtea instituții. Doi, l-am ascultat foarte atent pe domnul Berceanu. Dacă domnul Berceanu știe atât de bine și a văzut cu ochii dânsului și ne-a putut face un tablou și ne-a rezumat care sunt problemele acolo, mă întreb că poliția locală este și în subordinea cuiva, nu? Mă întreb ce face primarul din sectorul 6? Pentru că nu se prea vorbește la televizor despre primar și despre primărie. Domnul Ciucu sau domnului Ciucu îi place să meargă pe bulevard doar unde e frumos, unde nu se murdărește pe pantofi? Sau a fost acolo și a văzut? Înțeleg că nu e distanță foarte mare de la primărie, sediul primăriei, până acolo. Un primar, dacă vrei să candidezi, și ești și tânăr, nu? Mai ai o carieră în față, nu ai 70 de ani. Ești tânăr, ești de la PNL, vrei să demonstrezi ce faci, rezolvă problemele sectorului. Știi care sunt acelea. Am văzut și o fotografie, am văzut și o imagine. Deci, chiar din Dristor se vede fumul de acolo. Nu trebuie să stai în sectorul 6 ca să dai seama. 27-11, 27 noiembrie 2022, sesizare către sectorul 6. Bună ziua, această zonă a lacului Mori este plină de câini vagabonți. Seara, anul acesta chiar a fost un accident, făcea referire la Ana. O femeie a fost mușcată aici. Ieri seara am fost alergat de către acești câini maidanezi. Și sus scrie pe această solicitare, scrie solicitare soluționată.
Bravo, deci a soluționat. Asta am întrebat-o și eu pe doamna de la ASPA, de exemplu, acum două seri. Câți câini s-au prins în ultimele două luni acolo? O întrebare de bun simț, pentru că în momentul când ai prins, există un registru unde ai trecut. La ce oră, de unde am prins, unde am dus? Noi avem o statistică pe care ASPA a făcut-o publică și o să o arătăm, cu câți câini a prins în anul 2022. De departe, sectorul 6 conduce cumva în topul cu câinii prinși. Pentru că s-ar putea ca acești câini să fie prinși după 20 aprilie, când Ana a fost mușcată prima oară și a ieșit un scandal atunci. În perioada aia, pe o lună, două. Da, domnule Beceanu, l-am auzit pe... acum recent, cred, pe domnul Ciucu. Mi-a trecut pe la ureche, așa. Cum se lăuda domnul Ciucu că va face ceva fain în zona aia? Că va chema arhitecți internaționali pe proiecte, pentru că foarte frumos. Un proiect asta foarte... durează ani de zile, să faci un studiu de fezabilitate, un proiect. E adevărat, dar până aici. Da, e adevărat. Dar dacă tu ai această intenție, te-ai dus să vezi despre ce este vorba acolo, monitorizezi, vezi care e o problemă, e beznă. Hai să aprindem niște becuri, niște LED-uri, să punem niște camere, să luăm gunoiul. Odată și pornă facem orice. Pe mine mă miră că domnul Ciucu e foarte activ pe rețelele sociale. E imposibil să nu-i fi ajuns la urechi problemele astea, deși ieri, într-o postare tot pe Facebook, domnul Ciucu spunea, îmi pare rău că n-am avut perspectiva dimensiunii la care s-a ajuns cu fenomenul ăsta. Dacă citeai cu atenție postările sau nu le lăsai să treacă pe la urechi, probabil că ai fi văzut ce dimensiune a îmbrăcat fenomenul. Noi sperăm și sunt convins că zilele astea o să avem niște lămuriri de la primarul sectorului 6. Noi în continuare, mă rog, insistăm să le avem și poate o să le și obținem. Mă duc și la doamna Florescu. Pentru că iarăși ne-am trezit în discuția asta, doamna Florescu, în care iubitorii de animale spun, domnule, nu e vina animalelor, ele fac ce știu, asta e situația, nu trebuie omorâte, nu trebuie persecutate, pentru că de vină sunt anumiți proprietari de câini care își lasă animalele libere în afara curților, mai sunt și câini de luptă, care n-ar trebui să existe în proprietatea unor oameni acolo și de aici vine problema. Cum vedeți chestia asta? Cum spuneam și aseară, pentru ambele probleme există o singură soluție care include o parte pentru fiecare. Da, câinii devin agresivi pentru că sunt bătuți, de foarte mulți oameni în România sunt înfometați în permanență și de regulă majoritatea oamenilor îi atacă la primul contact. Într-adevăr, câinii, mulți proprietari cu câini sunt foarte irresponsabili, îi lasă pe străzi sunt nemicrocipați. Să vă dau doar o cifră. Deci în Rex sunt foarte puțini câini înregistrați. Gândiți-vă că din mediul rural nu este niciunul și cu toate astea, deși este obligatorie prin lege de 10 ani, doar 15% sunt înregistrați oficial în Rex ca fiind nesterilizați. Câinii nesterilizați cauzează multe accidente pentru că la ei este vorba de hormoni. Ei devin mai agresivi, ei devin mai agitați, se duc să caute femeile. Deci, pe total, toate soluțiile astea integrate vor rezolva ambele probleme. Bineînțeles că nu-i vina câinilor că oamenii îi lasă singuri pe stradă. Bineînțeles că nu-i vina câinilor că îi pun la lupte. Câinii, dacă nu sunt antrenați pentru lupte, câinii, chiar și rasele astea, sunt niște câini minunați, pitbullii se folosesc în terapie în toată lumea. Este foarte important însă să ajungă pe mâna potrivită. Chiar astăzi, Asociația Chinologică a trimis o poziție publică în care anunță că în ultimii 20 de ani ei nu au autorizat nici măcar un câine periculos în România. Se fac niște înregistrări pe la poliție, dar în mod normal procedura cel ca ei să autorizeze și în ultimii 20 de ani nu s-a întâmplat acest lucru cu nici măcar un câine și sunt niște rase destul de populare în România. Da. E momentul în care câinele a fost demonizat la un nivel mai mare ca niciodată, dar nu putem să omitem faptul că câinele salvează vieți, câinele face terapie cu copii cu autism, câinele ne caută sub dărâmături, ajută la poliție. Deci cred că toată lumea e de acord că și nu se gândește că trebuie să iei câinele sau haita de câini și să o aduci într-o instanță și să o declari vinovată și după aia să o condamni la închisoare pentru că a omorât un om. Aici cred că suntem cu toții de acord. Păi vedeți ce se întâmplă de 10 ani? Asta se întâmplă și numai că îi aduc la închisoare și omoară, dar nici măcar nu îi omoară prin metoda legală. Deci în România s-a făcut inclusiv control oficial și s-a demonstrat că nu îi omoară cu substanța prevăzută de lege. Îi omoară cu furca, îi omoară cu antigel, îi omoară cu tot felul de modalități care nici nu vă trec prin cap. Acum, Silviu, noi am văzut că s-a spus, nu, deci în goana asta de 2-3 zile în care diversi jandarmi, polițiști locali fugăreau pe câmp penibil
niște câini încercând să-i prindă. Ni s-a adus la cunoștință chiar că unii dintre ei, cei care au fost depistați ca fiind implicați direct în acest atac, că au găsit pete de sânge pe ei și așa mai departe, vor fi eutanasiați. Foarte bine, o să avem poate satisfacția unii dintre noi. Dom'le, s-a făcut măcar felul ăsta de dreptate, am omorât ucigașii, câinii ucigași ai bietei femei. La ce o să ajute chestia asta, pe fond, de fapt? Ai luat niște câini, i-ai ucis, că au omorât o persoană. Poate că, nu știu, se stabilește că așa trebuie să procedezi cu animale care au devenit atât de agresive cu omul. Nu mă bag în chestia asta, așa da, o fi. Cert e că și dacă omori 10 sau 20 sau 40 de câini, dar tot o să vină alte câteva sute din urmă, nu? Despre asta e vorba. Ce faci cu ei? Nemulțumirea mea principală este de ce a avut loc o astfel de tragedie din moment ce avem de a face cu o chestiune despre care știa toată lumea. Adică toți știau, adică nu ne-am plimbat pe calea victoriei și dintr-o curte a sărit un câine sau doi câini și ne-au omorât. Se știa că sunt haite, au fost sesizări, au fost accidente. Problema, știi care este, extrem de cinică. Problema e că nu sunt foarte mulți alegători pe acolo și nu interesează pe nimeni să rezolve o problemă pe care să nu o vadă rezolvată 1000 de oameni sau 2000 de oameni care să vină la urne și să voteze într-un sens anume, da? Asta e cinic, da. Și ecarisajul costă. Bun, deci probabil resursele au fost orientate către chestiuni care să servească comunități mai largi de oameni, care să aducă și beneficii electorale odată cu ele. Deci despre asta e vorba, este foarte cinic. Bun, nu apropo de ecarisajul costă. Și eu de ce. Da, vă rog. Bugetul, în primul rând, pentru câini nu este mic, tocmai asta este frustrant. Ultimul studiu PETA și FNDPA arată că au fost cheltuite 750 de milioane de euro în ultimii 20 de ani, dintre care 36 de milioane în 2020. În România, ziceți. Asta, da, România. Da. Bugetul pe educație anul ăsta e 34 de milioane. Da, deci 36 milioane în 2020, când 20% dintre toți câinii eutanasiați în România au fost eutanasiați de aceeași entitate. Și ca să vă răspund la întrebare, nu se acționează strategic pentru că legea a fost concepută prost, fără specialiști și fără o abordare integrată. S-a ales o variantă, doar eutanasierea, necombinată cu nicio altă măsură și cu nici un fel de strategie de implementare. De asta noi capturăm, sunt adăposturile pline de câini de 10 kg, dar în schimb, cum spuneți și dumneavoastră, în zonele roșii, știm că sunt probleme și totuși nu ne ducem să le rezolvăm în profunzime. Iar pentru rezolvarea în profunzime în cazul ăsta era nevoie de foarte multă intervenție și în comunitate. Asta se poate duce acolo de 10 ori pe zi. Câinii ieși din curț, își fac plimbarea, se duc înapoi. Aspa pleacă, ei ies. Chemi aspa iar, ei iar au intrat în curte. Adică e Bun. Nevoie de Da, intervenție. Uite, dacă tot am ajuns la asta, ce ne sugerați dumneavoastră, cred că e așa. Aspa să se ducă la aceste intervenții cu echipaje ale poliției, ca în momentul în care vezi unde se adăpostesc acei câini, deci în niște curți ale oamenilor, poliția să intre în acele curți, să îi chestioneze pe locatari și să vadă dacă sunt câinii lor sau ce hram poartă câinii aia de se adăpostesc acolo, nu? Cam asta înțeleg. Și vrem să vedem dacă e fezabilă ideea asta. Nu, eu vorbesc la nivel de strategie, la nivel macro, adică în general s-a fost conceput modul de lucru așa. Acum asta, da, trebuie să se ducă păi, acolo. Nu, ziceți educație la nivel comunitar, dacă oamenii aia nu-și asumă respectivele animale, aici e problema, nu, Oana? Că ei se refugiază în niște curți, tu nu știi dacă ei s-au refugiat acolo pentru că realmente acolo stau, acolo sunt, primesc hrană, poate chiar sunt legați în unele momente ale zilei, sau dacă s-au dus acolo dintr-o întâmplare. Nu? Aici ar trebui să verifici și dacă descoperi că se duc acolo pentru că au niște stăpâni, să te îndrepți împotriva stăpânilor. Nu e New York-ul. Hai să înțelegem, nu sunt milioane de oameni care stau între Chiajna și lacul Morii. Ce Dumnezeu! Citeam acum, Chiajna s-a dezvoltat extraordinar, la 100.000 de oameni. Domnul primar Ciucu, pune mâna pe telefon, sună pe domnul, nu știu de la ce partid e domnul primar de la Chiajna. Au o problemă comună de la PNL, excepțional, bravo, felicitări liberalii. Și se întâlnesc amândoi în limuzine, să nu fie vreun pericol, să nu se dea jos din limuzine, în limuzine, la graniță și fac un plan. Doi la mână. Știi, Tudor Mușat, că poliția locală este una dintre instituțiile cele mai bine plătite în România?
Nu prea știu ce fac. La mine în cartier... Dacă îți lași mașina un pic așa pe colțul intersecției, spune ce face poliția. Să se ducă poliția locală, să-i ducă domnul Ciucu de mână și să-i lase acolo, domne, zi și noapte. Vreo săptămână, două, trei, o lună, două, trei luni, că până după... Așa e omul. Învață, se civilizează cu reguli și cu amenzi. Locală, cu poliția națională și garda de mediu, pentru că erau niște depozite ilegale de deșeuri mari, mari de tot. Și cei din clanul Juveților, cei care erau proprietari și adunau gunoaiele, au venit cu un pitbull să-l pună pe mine. Poliția toată și cei din garda de mediu au rămas 7-8 metri în spate, m-am trezit singur, dar niciun polițai nu s-a dus să ne spună, da, să spună, domnule, ce faci cu câinele ăsta? Cum, adică să-l pui pe noi pe autorități? Replicând situația asta la eventualii locuitori care au în posesie câini din ăștia, asta întrebam, în momentul în care te duci și zici, prind câinii, dar câinii fug în anumite curți. E o soluție să te duci cu poliția locală categoric. Și să vezi unde se duc, să-i urmărești și să întrebi categoric. De ce intră câinile ăsta la tine în curte? E un modus operandi, așa trebuie să faci, doar că ei n-au făcut nimic. Plus că poți să amplasezi camere de luat vederi și vezi câinii unde se duc, unde intră. Există stâlpii. Asta se întâmplă peste tot. Ai camere care sunt omologate și probele pot fi duse în instanță. Suntem în evul mediu, deși pare că suntem în evul mediu, nu în România. Doamne, te uiți la comportamentul și al cetățenilor și al animalelor și al instituțiilor. Zici că ești în nevul mediu, că nu ai nicio pârghie. În România, apropo de animale, merg urșii pe la Sinaia, pe ștrase, pe șosea și bat în mașină, în geam, să le dai de mâncare. E posibil așa ceva. Tu ai instituții. Pe mine m-a speriat cifra dată de doamna. Aproape 1 miliard de euro. Păi știm asta și presa a mai spus asta de-a lungul timpului, că a fost o afacere. Câinii mailandezi în România au îmbogățit anumite personaje care, cum spune și dumneavoastră, se ocupă de eutanasiere. Da, înțeleg. Da. 20% dintre câini au fost eutanasiați de aceeași firmă. Crezi și eu că s-au îmbogățit. Bun. Ce nu înțeleg eu pe de altă parte este cum se mai și de ce se mai eutanasiază dacă ASPA s-a hotărât că nu mai are voie să eutanasieze, ci doar colectează, plasează în adopție. Cum nu, e aici? Nu s-a hotărât. ASPA nu a oprit niciodată capturările și ASPA e obligată să captureze. Dar păi nu, să captureze, da, dar... Nu e obligată. Nu, asta s-a discutat în mod greșit. Deci legea spune că poți eutanasia câine după 14 zile, dar aceeași lege spune că dacă ai resurse, adică timp și loc și bani, nu trebuie să eutanasiezi. Deci legea nu te obligă. Și avem... Stați o secundă, iertați-mă. Și avem resurse, loc și bani? Păi, asta vreau să vă spun. În România nu se eutanasiază în toată țara. Noi ne luptăm acum să închidem această portiță legislativă pe care unii o abuzează. În mod real, acolo unde sunt ONG-uri care sunt foarte active de mulți ani, nu mai sunt probleme cu câinii. Dar deci nu se eutanasiază în toată România, aici avem să ajungem. De fapt, nici nu se eutanasiază în mare parte în România. Se eutanasiază masiv acolo unde este rea voință. Se eutanasiază în stil sportiv. Și, de exemplu, referitor la educație, de ce nu ne acceptă primăriile? Le-am rugat repetate rânduri să pună în fiecare comună un afiș care comunică legea pentru păzirea animalelor care se pedepsește cu închisoare, un afiș care comunică obligativitatea sterilizării și a microcipării și abandon. Nu am primit aceste afișe niciodată. Nu ne lasă să le punem, ei nu le pun. De ce? Eu cred că dacă acestea existau, cu siguranță măcar o parte din oameni s-ar fi speriat și ar fi reacționat la ele. Era vorba doar de 3 afișe în fiecare comună din România, nimic mai mult. Da, eu încerc să... vreau să știu cu ce se ocupă ASPA totuși în situația asta, pentru că pe de o parte se vaită că n-are echipe suficiente de prindere. 6 echipe cu 6. Întrebarea e, vrea să le folosească sau apar tot felul de probleme de buget, economii, comoditate, așa cum i s-a reproșat, pentru că înțeleg că sâmbătă și duminică nu intervine decât dacă sunt persoane mușcate, ceea ce sigur poate, după cum am văzut, să degenereze într-o tragedie. Colegii de la Adevărul au pus mâna pe o astfel de înregistrare a unei discuții între funcționari, hai să le spunem, prinzătorii de câini din teren și conducerea instituției, din care nu rezultă tocmai lucruri bune. Ca să nu mai zic, am auzit ceva astăzi, că să ridic, dar nu știu dacă e adevărat, deci nu pot să zic dacă e adevărat sau nu, doar ce am auzit așa, că ai transmis tu cuiva
să ridicăm câini doar de la sesizări. Nu dacă mai vedem și noi pe stradă. În momentul, da, așa este, dar spui și de ce. Și persoana respectivă i-am spus de ce am zis asta. Da, mie mi-a zis. Da. E problemă mare cu motorina și problemă cu locurile în adăposturi. Foarte mare problemă. Am înțeles. Și acum dacă merg între două sesizări, nu știu, vorbesc cu tine ca să înțeleg și eu niște lucruri. Merg din Olteniței, da, în ce am sesizare la Eroi Revoluției. Eu între sesizările astea, dacă văd un câine ceva pe stradă... Dacă poți să-l iei. Dacă poți. Dacă poți. Păi, ori iau unul mai eu. Eu pot să iau, dacă nu sunt situații foarte grave, pot să iau orice câine în București. De pe domeniul public. De pe domeniul public. Trebuie să mai fost stăpân. Am înțeles, deci mergem doar pe reclamații. Bun, și restul timpului? Hai să mă duc la reclamație și ce fac? Stau acolo? Stai în zona respectivă, da. Nu, să nu zic că vorbă că stau cu mașina. Sunt probleme la ce la birouri. Stai un pic, minte. Sunt probleme ceva la birouri pe care n-ar trebui să le știm noi. În ce sens? În sensul că nu trebuie să le știm noi. Păi ce fel de probleme? Nu știu, că ai zis că... Deja au o problemă anume? Da, că ai zis treaba cu motorina. A, nu, mă, nu, e vorba că... Oricum cu motorina ceva, cred că sunt ceva probleme pentru că mi s-au cerut kilometri în fiecare zi. Mie. Bă, mie nu mi-a cerut un pic. Da, mie mi-a cerut un pic. Nu, mă, era cost să-l ții, nu? Acum. În ultimele 3 zile mi s-au cerut un kilometru. Dar tu faci kilometri mulți. Da, nu e problema. Asta spun, că mergi la reclamație și... Oricând poate să vină să verifice... Poate mai mă duc pe acolo, pe-n zonă, nu stau pe loc, că vormul să... A, mai făcut tu la așa. Bă, da, eu n-am făcut să fii căptă toți. Mă gândi de mine. Păi și eu, că așa a fost. Dacă am reclamație pe Bulevardul Mai, numărul 20, loc 414, cara 1, nu mă duc de stat acolo. Mi-ai și mor telefonul ăla pe Nandu? Nu. 769. Da. Deci dacă, mă rog, situația asta e generalizată și se confirmă, înseamnă că acolo totuși sunt niște nereguli, nu? Vi se pare, domnule Berceanu, în momentul în care ia-i, dar nu-i lua, dar ia-i în limita timpului, bugetului, gravității, faptei, ori ai prevederi clare ce să faci cu câinii ăștia, ori nu. E clar că ceva nu funcționează în instituția respectivă. Pe de altă parte, eu n-am văzut niciun demers, astfel încât să avem o privire largă și o strategie pe București-Ilfov, pe metropolitan, pentru că degeaba am iei din prelungirea Ghencea și din sectorul 6 în margine, cumva, pe strada în capătul străzii Brașov, dacă ei vin din Bragadiru cu sutele. Atât timp cât la nivel macro, București-Ilfov, la nivel metropolitan, nu ai un răspuns prompt, nu ai acea strategie, nu ai coerență în acțiuni, nu ajungem nicăieri. În momentul când ai luat câinii ăștia de la lacul Morii, într-o lună vei avea alți câini acolo. E o nișă care se ocupă. Sunt gunoaie, lumea vine și aruncă resturi acolo, unii vin și hrănesc. Asta atrage câinii maidanezi acolo, comunitari. Și vor veni din altă parte, vor veni de la Roșu, vor veni din cealaltă parte, din sectorul 1, din Chitila. Vor veni, asta este clar. Mm-hmm. Ce înțelegi, Joana, din genul ăsta de dialog? Că ce? Că o mermelim, așa, nu... Da, am vrea să facem și niște economii, am vrea să facem și așa merge toată treabă, România, dar nu prea multă. Tudor Mușat, așa merge toată România. Și noi discutăm acum și ei se mai prefac, mai vin cu niște statistici, se mai încordează pe Facebook domnul Ciucu. Stai că trece. Peste o săptămână uită toată lumea, uită și domnul Ciucu, uită și domnul și poliția locală. Vin în continuare cu gunoaie, vin în continuare maidanezii, până la următoarea, Doamne ferește, tragedie, o să stăm liniștiți, nu e nicio problemă. Așa, cu câte probleme au fost așa în România? S-au dezbătut, a profitat domnul Ciucu în prima zi ca să-i tragă o smetie lui Nicu Șordan, s-a dovedit că parcă nu avea de ce, a încercat să folosească politica această tragedie urât pentru un politician și un primar de vârsta lui și s-a terminat și povestea. Statistic. Poate în campania electorală să mai vină. 6 cuști capcană, că asta de 3 ori am întrebat-o pe doamna Trănescu de la ASPA. Ai 6 cuști. Dacă să zicem că ai 300 de zile pline și în fiecare și prinzi cu fiecare cușcă cât un câine, în fiecare zi sunt 1800 de câini. Ori noi avem 6-7000 de câini cel puțin în zona asta. Prinzi 1800, 2000, prinzi 2000 de câini.
în cea mai optimistă, în cel mai optimist calcul, dar tot vei avea 4-5 mii de câini care... Da, nu, Becean, există lege. Există și legea care te pedepsește dacă ești agresiv cu animalele, și pentru drepturile animalelor, și pentru dreptul... Avem legi. Dacă sunt proaste, asta știm, că nu e nicio lege în România, parcă făcută ca să fie aplicabilă. Avem incompetenți în poziții. Avem și incompetenți și legislație proastă. Păi dacă tu te duci acum așa, abandonezi, fac câinii cu alți pui, se mulțesc, nu se rezolvă problema. Du-te, frate, și explică-le cetățenilor care stau în cartierul respectiv. Sterilizează câinii. Sterilizare masivă. Sterilizează ca să nu mai... Gratuită, doar să sterilizezi. Te duci din poartă în poartă și informezi. Te duci cu primarul, te duci cu popul, preotul, te duci cu cine vrei, cu dascălul. Dar doamna Florescu spunea că nu au voie să pună, adică autoritățile locale, în loc să vină, să ei să ceară ajutorul ONG-urilor, nici nu le permis să pună un afiș, să-i anunțe pe cetățenii. Băi, dacă țin lanț și bat și maltratez câinele, vezi, Nea Vasile, că e amendă. Poate când că vrei se să intervii, frică. Să remediezi o situație, trebuie să ai clar fundamentarea aceea a cauzei. Trebuie să vezi care este cauza. De unde au venit câinii? Bine, altfel rămâne. De unde pleacă, da. Bun, doamna Florescu, înțeleg că avem neoficial 1200 de locuri, capacitatea acestor adăposturi. Deja sunt peste 1400 de câini ținuți. Dacă nu se eutanasiază aceste animale, capacitatea adăposturilor rezultă, logic, că ar trebui suplimentată rapid și bugetul crescut. Da, dar capacitatea adăposturilor în sensul că dacă se poate, nu știu, improviza acolo. Noi, poziția noastră este că nu trebuie să construiască niciun adăpost nou, avem foarte multe. Toate sunt lagăre și nu există justificare să investim atâția bani pentru o chestie pe care teoretic nu mai vrem să o întreținem. Noi am propus o soluție de soluție integrată de cazări alternative care include parteneriate cu persoane fizice, private și instituții publice, unde să se placeze un număr mai mic de câini, pentru că ei, spre deosebire de alte specii, nu au nevoie deosebite de cazare. Este un proiect pilot care a fost deja implementat la nivelul Ilfov, de către CJ Ilfov, pentru că în București sunt mai multe adăposturi, deja Aspa e Aspa, dar mai avem și Odăi, mai e și Bragadirul în Ilfov, vreau să-i spun. Și a fost implementat proiectul ăsta la nivel local și funcționează foarte bine. Au plasat câini la instituțiile din subordine și în loc să construiască un adăpost nou care presupune o construcție, presupune întreținere lunară, angajați și un nivel mult mai jos de calitate a vieții pentru animale, este o soluție mult mai bună. Bun, dar nu înțeleg totuși cum poate fi rezolvată această problemă, pentru că înțeleg că prinderile se fac acum în funcție de câtă motorină avem, în funcție de numărul de câini adoptați, adică se mai face loc în aceste adăposturi și evident în funcție de locurile libere din adăposturile existente. Adică cred că oamenii ăștia care ar trebui să se ducă și să prindă câinii să uită în fiecare zi pe centralizator și văd, domnule, nu s-au eliberat locuri, degeaba prind, că n-au ce să, n-au unde să-i pună, n-au ce să facă cu ei. Și nu e nici motorină prea multă și... Da. Noi n-am văzut să ceară asta în ultimii ani, de când suntem așa mai cu ochii pe ei că s-au schimbat în bine și au început să respecte legea, noi n-am văzut să se plângă vreodată de locuri. Trebuie să recunoaștem că e totuși primul incident care se întâmplă în perioada asta. Nu știu dacă știți că cu nu, e primul incident, iertați-mă, e primul incident soldat cu o moarte în niște ani. Există niște relatări după care li se mai întâmplă unor oameni ai străzii care n-au familii, n-au atenția media asupra lor și așa mai departe și despre care nu vorbește nimeni. Dar s-a mai întâmplat. Dar nu trebuie neapărat să ajungă la deces. Sunt oameni mușcați, probabil, săptămânal în zonele astea. S-a întâmplat cu două zile înainte de Ana, în Racoș, Brașov, a fost omorât un alt om de către câini cu stăpân. Nu am văzut cazul ăsta mediatizat deloc, pentru că sunt câini cu stăpân și, drept urmare, nu e interesant subiectul, pentru că nu să zic, n-are legătură cu afacerea maidaneză. Dar, da, există și ASPA... Probabil că va trebui să acționeze foarte mult pe zonele roșii ca strategie. Așa aș vedea, dacă știm că acolo mai este o zonă roșie. Dar în rest, nu am văzut câini în București, adică în afară de periferii, iar eu știu că ei merg în fiecare zi. Da, merg în fiecare zi, dar ce fac? Dau așa o tură să uită ce mai e pe aici sau cum procedează exact?
Nu, pot să vă spun că n-am fost cu ei în ultimii ani, îi mai umbăream înainte, dar acum la ochi, nu. Da, zice domnul Bercean. Cu un scop totuși. Nu, da. Nu cred că se întorc. Ce înseamnă la ochi, domnul Bercean? La ochi înseamnă... Mai mergi pe stradă și din când în când mai primești o solicitare de la cineva care a fost agresat, speriat. Dar dacă tu nu ai un sistem de monitorizare, supraveghere, la nivel de metropolă, la nivel de București, mai mic, nu ai nicio eficiență. Pentru că ăla spune, e softul atașat sistemul de supraveghere și spune, ți-au trecut 3 câini, ți-au trecut 5 câini pe strada asta, ți-au trecut 10 câini, n-a trecut niciunul. Dar investim noi în așa ceva în condițiile în care nu investim în supraveghere din asta, nu știu, medicală sau pentru a depista depozite ilegale, arderi de deșeuri? E obligatoriu, ziceți. E obligatoriu ca să menții securitatea cetățeanului. În toate capitalele se întâmplă asta. Și nu neapărat că cineva ar trebui să-l supravegheze pe Ionel sau pe Gigel, genul ăsta de nebunie, că stă statul și te aici spre deosebire de oameni unde nu știi ce intenții au, că pot să și le disimuleze. Aici, în cazul câinilor, știi care sunt zonele fierbinți, nu? Știi că sunt câini agresivi, care de fiecare dată când trec oameni pe lângă ei atacă sau fac ceva. Asta este primul pas, iluminat, public și camere. Pentru că omul se sperie mult mai tare când trece pe lângă niște câini periculoși pe întuneric. Reacționează violent. Și atunci, câinii se sperie. Și câinii, exact asta, au fix aceeași reacție. De asta sunt niște proceduri simple aplicate peste tot în lume. Și este un caz, îmi pare rău să o spun, Ana mi-era prietene, un caz mic, minor, în care autoritățile au dispărut în ceață. Ce se întâmplă dacă ai un cutremur? Mie nu mi se pare că, vă contrazic aici, iertați-mă, nu mi se pare că au dispărut în ceață. Mi se pare că sunt foarte abile în a pasa responsabilitatea, în a da din numeri și a spune ceea ce constata și noi, că răspunderea nu e într-o singură zonă, dar asta nu ne ajută. Constatând că răspunderea nu e doar într-o singură zonă, nu înseamnă că toată lumea e brusc nevinovată pentru că răspunderea e a tuturor și a nimănui. Nu, există o bucățică de răspundere la fiecare. Întrebarea e cine nu și-a făcut treaba sau dacă ansamblu n-a funcționat. Nu? Asta încercăm să depistăm aici. Indiferent de răspunderile legale, de atribuții, este absolut inadmisibil că nimeni în anul care s-a scurs de la primul atac asupra Anei Oroș până ziua fatidică de duminică, nimeni nu a făcut presiune publică constantă, nu a sesizat această situație, nu a cerut rezolvarea ei. Indiferent de cine vorbim aici, ASPA nu era în stare să facă, n-avea atribuții legale ASPA. E legea proastă, cum susțin reprezentanții ONG-urilor de protecție a animalelor. Trebuiau să ceară sprijin, de orice fel, se modifica legea, prin ordonanță, se puneau, discutau lucrurile astea cu mult timp înainte să moară un om. Îmi pare rău. Vă aduceți aminte că avem aceeași situație ca de la moartea acelui copil nevinovat de câțiva ani al lui Ionuț, din e aceeași dezbatere. De fiecare și dată acolo discutăm. S-a și vreau să-i spun ceva, invitatei dumneavoastră. Cazul de la Brașov nu a fost atât de mult mediatizat dintr-un motiv foarte simplu. Acolo sunt niște câini cu stăpâni și există răspunderi legale, inclusiv penale, asupra celor stăpâni. Există o lege care prevede foarte clar cum trebuie ținuți în les acei câini, ce trebuie să faci cu ei, să protejezi oamenii și e un dosar penal care se va... Avem garanția că în acel caz de la Brașov se va face dreptate, într-un fel sau altul. În cazul acesta, moartea Anei Oroș nu va fi probabil decontată de nimeni. Da? Adică, mă rog, vor omoră poate niște câini. În cazul Ionuț Anghel s-a dat o sentință după niște ani de zile în care proprietarul terenului a fost declarat vinovat, că n-a îngrădit, că nu știu ce, deși câinii înțeleg că nu erau ai lui neapărat. Okay. Era sistemul ăla în care niște câini s-au aciuiat pe aici și l-am condamnat pe ăla cu terenul. Eu nu cred că e normal să avem atâția ani de zile o lege care să nu permită, nu știu, reținerea câinilor cu stăpâni. Eu știu ce hibe sunt în lege. Și în toți aceștia, nimeni, inclusiv ONG-urile de protecție a animalelor, să nu preseze public. Am văzut niciun meeting la Piața Victoriei în legătură cu povestea asta, da? A văzut pentru calitatea aerului în București vreun meeting? Bravo! Dar sunt atât de multe chestiuni care nu... Da, ne întoarcem în câteva momente și vedem și ce promite primăria. Ca să o luăm așa pas cu pas pe responsabilități, că ne-am uitat la ASPA, ne-am uitat la zona metropolitană, primarii București plus comune limitrofe, ne uităm și la primăria de sector și poliția locală imediat. Rămâneți cu noi!
Da, am revenit în direct. Mă uitam pe postările domnului primar Ciucu de la sectorul 6, care după postarea lui inițială în care revărsa un torent în capul primarului general ca fiind principalul vinovat, coordonează ASPA, nu știu ce, brusc a luat niște, sau spune că va lua niște decizii radicale la nivelul sectorului 6, pe lângă anchete făcute la poliția locală, va aproba înființarea unui serviciu de ecarisaj la nivelul sectorului, va extinde competențele poliției locale astfel încât să verifice microciparea și sterilizarea, va contacta parlamentari să modifice legea pentru ca și poliția locală a sectoarelor să aibă competențe similare cu poliția animalelor. De ce nu s-au făcut toate lucrurile astea până acum? Stau și mă întreb. N-am Răspunsul ar putea fi unul singur. Habar n-aveam că se întâmplă astfel de lucruri. N-am murit nimeni până acum. Din... Nu, pentru că nu ne-au ascultat de pe noi. Noi le cerem. Deci noi le cerem chestia asta. Apropo de ce spuneam, că nu se pune presiunea, nu se face lobby de 20 de ani pe tema asta, mai ales după legea asta și pentru lobby, pentru ce? Sterilizare gratuită și cadrul pentru implementarea legilor. Deci noi le cerem. Ultima dată când ne-au respins proiectul ăsta a fost acum în decembrie. În timp ce în Parlament se făcea proiect din nou pentru hingherii privați, pentru care avem un precedent așa, cel puțin fricoșător la ce înseamnă pentru bugetul public. Și tot legat de presiune o să cerem interpelări pentru câte verificări, constatări și sancțiuni s-au acordat de aceste autorități competente. Pentru așa cum spuneam, noi le tot cerem aceste îmbunătățiri dintotdeauna. La fel cazul din Brașov, da, se știe ce e de făcut, dar totuși și el a fost un om și putea să nu moară. Dacă de la cazul Ionuț, când da, au fost câțiva primari danezi pe o proprietate privată, dar unul dintre câini era câinele proprietarului, din câte știu eu, și era de asemenea din rasele cu potențial agresiv. Dacă de atunci se lucra și pe partea de responsabilizare, ceea ce cerem noi, deținerea responsabilă, omul ăsta poate nu mai mânea și la fel următorii care mor tot din cauza câinilor cu stăpân care sunt așa. Da, mulțumesc foarte mult, doamna Florescu. Primarul Ciucu vorbea ieri, între timp am văzut și am mai indulcit poziția, de un schimb kafkian de adrese cu polițiile locale ca poliția să-i amendeze pe proprietarii de câini necipați și zicea asta nu rezolvă problema. Dar ce rezolvă problema atunci dacă nu se implică toate părțile astea. Fiecare are senzația că era sub demnitate sau nu era treaba lui să facă. Legea nu-ți dă voie să faci ceva centralizat, cum poate ne-am dorit noi. Un comandament, un mega comandament de prindere, sterilizare, plasare, eutanasiere. Nu. Legea împarte aiurea responsabilității în stânga și în dreapta. Păi primarul trebuie să înțeleagă că nu le ajută Kafka, nu le rezolvă Kafka în problemele de la sectorul 6. El. Că de-aia a fost ales. Nu l-a obligat, dumne, nimeni. Nici pe el, nici pe ceilalți primari să nu se considere că avem ceva cu ce. Nu, pe niciunul dintre ei. Au vrut, au promis când au luat voturile. Ciucu nu e de un Evanghelie, e din altă generație. E plecat în afară, e un tânăr cu aspirații. Probabil că își dorește să trăiască și el și copiii lui într-un sector civilizat. Păi de el depinde. De el, el e gospodarul, nu, cum se, așa se știe la noi la țară, primarul e gospodarul. El trebuie să meargă în zona respectivă, să identifice problemele, să coordoneze, să împartă sarcini și să verifice dacă s-au rezolvat problemele. El trebuie să sune la ASPA, la alte instituții cu care trebuie să colaboreze, nimeni altcineva. Doar că el zice, nu erau astea în subordinea mea. E subordinea, adică poliția primul impuls al politicianului... Este în subordinea lui. Și dacă nu e în subordinea lui Tudor Mușat, nu poți să te coordonezi cu instituția. Am observat că primul impuls al politicianului a fost ăsta, să sară imediat pe politicianul din tabăra cealaltă. Ciucu, Pănicușor Dan. PSD prin comunicat ieri la Ciucu și la Nicușor Dan. Toată lumea și-a găsit, a zis, e din partidul alt, e susținut PSD de altcineva, hai pe ei, șo pe ei. Un partid al excelenței, al oamenilor care nu mai au astfel de probleme la ei în sector și dau lecții celorlalți. Dar dacă s-a întâmplat tragedia, s-a putea oriunde întâmpla în București ăsta. Da? Adică, în sectorul 4, domnul Becean ne poate spune că și acolo sunt terenuri virane, și acolo se plimbă oamenii pe nu știu unde, pot fi mușcați, pot fi... Ce făceau? Ce făcea primarul Băluță? Dar nu mai auzeam pe domnul Ciolacu sau alți lideri PSD că se bat cu pumnii. Uite, domnul Ciolacu nu știa informația asta pe care ați dat-o, domnule Berceanu, că primarul din Chiajna e tot penelist, că probabil îl punea și pe el pe listă. Zicea, încă un primar penelist irresponsabil. E ipocrizie, foarte multă ipocrizie. Tolerează câini pe acolo.
Sfatul meu este în al 12-lea ceas să se așeze la masă, așa cum spunea și Oana, să vadă ce anume nu e în regulă în lege, să vadă ce anume atribuții se calcă unele pe picioare celor și să rezolve problema. Să plageze oricare model să-și din țările vecine noi. Exact. Să plageze, domnule. Că nu știu asta. Asta e bună. Dacă tot sunt de mulți plagiatori în statul român, de ce nu plagează, domnule? Din America, din Canada, din politici publice. De ce nu plagează politici publice? Din Italia, de unde vrei. De unde ar trebui să plageze? Sau cum ar trebui să arate lucrurile mai bine, Octavian Berceanu, ca să nu se împartă în atâtea direcții și cu atâtea instituții. Vă spun ce au făcut cei din Italia, de exemplu, că aveau probleme similare, mari. Napoli e renumit pentru așa ceva, Roma la fel. Au luat 20 de specialiști de afară, i-au plătit în țară, i-au adus în oraș, a strâns toată lumea la masă. Noi vrem să arate Roma, uite, ca orașul ăsta, ca orașul respectiv, să fim civilizați. Care sunt soluțiile voastre? Au venit oamenii cu soluțiile, am fost acolo și am văzut cum au discutat. Soluțiile alea erau de-astea heirupiste, luăm toți câinii, omorâm, scăpăm de ei. Că ne-a explicat doamna Florescu în emisiunea de aseară că orice câine, deja când apuci să-l omori, e prea târziu. A lăsat în urma lui, exponențial, mii de urmași. Mii, literalmente. Femele. Deci ori îl ucizi când e mic, oricât de cinic ar suna, ori degeaba îl mai ucizi după ce s-a înmulțit. Să găsești trasabilitatea câinilor, de unde vin ei, încotro se duc, care este drumul lor, care-i cărarea, ce caută ei. Și în momentul în care ai găsit lucrurile astea, poți să acționezi, să vezi ce au făcut ce alte state, ce alte orașe. Ce au făcut în Italia? Le-au strâns pe toți la masă, și guvernanți, și ONG-uri, și mafioți au fost acolo ca să accepte tot soluția respectivă. Așa a fost. Păi nici mafioții nu vreau să fie mușcați. Exact. Despre ce vorbim. Exact. Și așa s-a întâmplat și a funcționat. Am găsit și noi în România niște mafioți să stea la masă cu autoritățile. Nu e nicio problemă. Că putem pune și noi la masă în România. Și a funcționat. Da. Să plageze și ei ceva. Bun, concluzia... Dar e bună remarca lui Silviu că în cazul de la Brașov fiind persoane fizice răspund penal. Dom'le, instituțiile România nu răspund. Au fost trei morți în Gorj și un mort în București, nu săptămâna asta. Din cauza statului, nu a instituțiilor statului care nu își fac treaba. Nu există niciun responsabil, niciunul. Adică la săracii morți din Gorj, de la Oltenia, se ruga domnul în genunchi, domnul ministru, să-și dea demisia cineva de acolo. Deci acolo a fost politizată discuția. Apropo de Gorj, am fost anul trecut acolo. Toată lumea, toată presa a explodat că Berceanu a oprit cariera Roșia, care alimenta sistemul energetic național. Era o decizie dată de judecătorie. Am așteptat 5 zile, 2 săptămâni să fie pusă în aplicare, n-a fost pusă în aplicare de autorități. Când am sunat la CEO și am mers la directorul companiei respective, au zis că nici măcar n-au trimis hotărârea judecătorească de la conducerea complexului către cei de acolo. Da. Și acolo erau și alte multe infracțiuni. Pentru că de obicei când explodează o bubă de asta, jos ai ceva care... aduce mult puroi, multe, multe infracțiuni. Noi o să ne uităm și în zilele următoare la responsabilități. În cazul ăsta, Octavian Berceanu, vă mulțumesc foarte mult. Ne întoarcem în câteva momente și vedem cum i-a prins pe politicieni ziua Unirii Principatelor. Rămâneți cu noi!